În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Descris drept cel mai influent intelectual din vest, din occident, doctorul în psihologie Jordan Peterson a fost profesor emerit pe această disciplină de psihologie la Universitatea din Toronto, psiholog clinician, autor de cărți, dintre care, de exemplu, cea intitulată 12 reguli pentru viață a fost un bestseller vândut în milioane și milioane de exemplare, tradusă în 50 de limbi, cea mai vândută carte de non-ficțiune în 2018 în Statele Unite, în Canada, în Marea Britanie, Norvegia, Brazilia, Australia și așa mai departe. De asemenea, un om al căror interviuri și materiale fac pe YouTube milioane și milioane de vizualizări. Pe data de 9 august 2024, National Post a publicat un articol al lui Jordan Peterson intitulat „Voi urmări acest proces de reeducare disprețuitor până la sfârșitul său absurd”. Înainte de a intra în conținutul articolului, să observăm cuvântul cheie din titlu, reeducarea, un termen care pentru noi, cei care am trăit în comunism, are semnificații macabre, terifiante. El ne aduce în minte reeducarea de la Pitești, reeducarea prin tortură, experiment început la închisoarea din Suceava și transferat în decembrie 1949 la Pitești, într-un spațiu de detenție destinat studenților. Inițiatorul acestui diabolic plan a fost iudeul bolșevic Alexandru Nikolski, șeful securității din vremea aceea, iar Eugen Țurcanu, cel care a pus în practică metodele de tortură în vederea zisei reeducări. Pe lângă bătăile înfiorătoare administrate regulat, cu bâte, deținuții au fost siliți să se tortureze reciproc, cu scopul de a distruge orice convingere, orice crez, orice loialitate de dinaintea încarcerării. Grupele de bătăuși conduse de Țurcanu i-au forțat să participe la sesiuni de instruire politică, de obicei acompaniate de abuzuri fizice și îndemnuri la demascare, pentru diferite abateri, în marea majoritate inventate. Obiectivul era ca victima să cedeze psihic, transformându-se într-un supus total, ba mai mult decât atât, dedicat regimului. Chiar dacă în acele condiții cei mai mulți au cedat și au devenit torționarii camarazilor lor, totuși, când tortura a încetat, majoritatea au redevenit oameni, dovedind că reeducarea prin tortură a fost un eșec. În fond, adevărata reeducare e cea în care subiectul ei, fiind convins că aceasta e benefică, o face neconstrâns, colaborează benevol și nu sub imperiul forței. Aceasta e reeducarea duhovnicească pe care a propus-o Hristos, cel ce dorește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. La polul opus reeducării prin cruce se află reeducarea cu sabia sau cu bâta, care sunt, de fapt, reeducări prin frică, silite, iar când acestea nu reușesc, locul sabiei sau al ciomagului îl ia manipularea, mai mult sau mai puțin subtilă, care uzează nu doar de frică, ci și de plăcere, de comoditate și de ideologii. Aceste ideologii fiind, de fapt, fiice, mai mult sau mai puțin îndepărtate, ale ereziilor. Acest gen de reeducare este utilizat astăzi pe plan global. Profeticul Ioan Ianolide avea dreptate când afirma: ceea ce ne-au făcut nouă în pușcărie, mâine o vor face în lumea întreagă, o vor face cu lumea întreagă. Doar că s-a schimbat metoda, trecând de la pumnul de fier la pumnul de fier îmbrăcat în mănușă de catifea. Deviza leninistă, nu știi, te învățăm, nu poți, te ajutăm, nu vrei, te obligăm, s-a transformat după căderea cortinei de fier în nu știi, te învățăm, nu poți, te ajutăm, nu vrei, te manipulăm. Te manipulăm să vrei. Cu cât inteligența artificială se va perfecționa, cu atât mai mult va fi pusă în slujba scopurilor aceste elite globaliste satanizate. Dacă reeducarea de la Pitești avea drept țintă studențimea, reeducarea de astăzi are drept țintă toate categoriile de vârstă, în special însă tinerii și copiii. Însă reeducarea lor se face de asta dată prin plăcere și divertisment și doar când e strict necesar prin frica expresă. Această reeducare anticreștină va avea ca efect ultim demonizarea multora, destul de probabil a majorității.
Creștinul închis la Pitești era constrâns prin tortură să-și trădeze prietenii, să-și înjure părinții, atribuindu-le în zisele de mascări tot felul de spurcăciuni. Adică aceia declarau, tatăl meu a fost un violator și un ucigaș, mama mea a fost o prostituată oribilă. Pentru a ajunge în final la blasfemierea lui Dumnezeu în anchete sau în piese de teatru jucate în zilele marilor sărbători creștine. Aceste obiective rămân valabile și astăzi, doar că drumurile către unele dintre ele sunt mult mai întortocheate și mai subtile. Oricum ar fi tăvălugul, malaxorul reeducării vrea să înghită pe toți cei care trăiesc în adevăr sau rostesc adevărul, fie el cu amic sau cu amare. În această situație, în această primă situație, în a rosti adevărul cu amic, se află și Jordan Peterson, care a fost luat în colimator pentru faptul de a fi susținut adevăruri atât de evidente la mintea cocoșului, precum cele legate de identitatea de gen și de mutilarea, de suprimarea organelor genitale a copiilor, care prezintă o confuzie tipică adolescenței în ce privește identitatea lor de gen. Da, există și excepții de naturări. Când contra firii te simți fată, când de fapt ești băiat, și băiat când de fapt ești fată. Marele bătrân Porfirie Cavso Calivitu mărturisea că într-un timp cunoscuse tineri care aveau tendințe contrare sexului lor, adică băieți fiind se simțeau ca fetele și invers. Acești tineri ulterior, afirmă marele bătrân, și-au înlănțuit propria fire cu înțelepciune și sfințenie și au ajuns să ducă o viață de înger în trup, luând de la Hristos marea cunună a fecioriei. Firește, pe măsura ispitei, este și strălucirea cununii pe care o dăruiește Hristos. Adică dacă un tânăr se naște totuși cu asemenea deviație, dacă el se abține, dacă el nu dă curs aceste deviații nefirești, atunci el primește cunună de la Hristos. De aceea și martirii se bucură de o cinstire deosebită. Omul cu gândire corectă nu se mânie pe ispita pe care a îngăduit-o Domnul, ci se bucură și mulțumește pentru cinstirea pe care o va primi în viața veșnică, încheie bătrânul Porfirie. Dar cei care se nasc astfel sunt doar excepții. Ceilalți prezintă o confuzie tipică a adolescenței, alimentată de filme și de videoclipuri, în ce privește identitatea lor de gen, și vor trece de ea până când vor deveni adulți, dacă nu vor fi intoxicați, manipulați, să creadă contrariu și să-și mutileze corpul, mai precis organele genitale. Jordan Peterson a apărat ca psiholog și clinician o astfel de poziție, adică normalitatea pe care toți până acum câteva decenii o știau că asta e. Dar aceasta a avut consecințe notabile, semnificative asupra sa și asupra statutului său, pentru că încurcă socoterile celor ce au primit de la tatăl minciunii stăpânirea acestei lumi și pentru că aceasta a devenit deja o industrie, mutilarea sexuală a adolescenților. În ziua de azi, sub influența mass media, care știm interesele cui servește, unor tineri li se pare brusc că s-au născut într-un trup greșit și vor să tranziteze către sexul opus. Acest lucru a devenit o adevărată industrie în primul rând, pentru că iată aici apar zisii blocanți de pubertate, aici apar hormonii pe care pe care îngurgitează ai sexului opus și aici apar operațiile de zisă schimbare de sex care costă zeci de mii de dolari în Statele Unite și se pot face de către minori, fără acceptul părinților. Deci minorii sunt manipulați de filme și de videouri și atunci lor li se pare că gata, ei nu înțeleg că schimbarea de sex e doar de faptul că tu îți mutilezi organele date de Dumnezeu și ți se pune niște o carne acolo, care niciodată nu poate să fie, să satisfacă, să înlocuiască organele genitale sexului opus. Așadar, e o întreagă industrie aici, acestor clinici și vă dați seama, o operație în aceea costă 10.000, 40.000 de dolari. Și aceste operații sunt făcute pe cheltuiala statului, adică a contribuabilului, pentru că nicio familie sau foarte puține familii și-ar putea permite așa ceva. Dar manipularea aceasta merge, că iată și unul dintre copiii lui Elon Musk, un băiat, a zis că gata, el e fată, el se simte fată. Deci iată chiar și acest multimiliardar a pățit-o cu copilul lui, l-a manipulat mass media.
Aceste zise schimbări de sex presupun schimbări drastice în trupul lor, dar de fapt și în întreaga lor viață. Tot mai multe studii arată că majoritatea tinerilor ce pretind că au disforie de gen, adică nu se simt confortabil cu sexul care l-au primit prin naștere, depășesc această problemă la vârsta adultă, de la sine. Însă adesea este mult prea târziu pentru că zisele blocante de pubertate, tratamentele hormonale și intervențiile chirurgicale pot conduce nu doar la o sterilizare ireversibilă, ci și la o mare problemă psihică, pentru că procentul de suicid în rândul acestor tineri e cel mai mare dintre toate categoriile. Pe de altă parte, pe măsură ce moda acaparează tot mai mulți tineri și devine mai rentabilă pentru o nouă industrie a zisei schimbări de sex, încercările de a reduce la tăcere dezbaterea publică devin și ele mai puternice, fapt extrem de îngrijorător, pentru că aceștia care le fac știu că ei fac bani într-un mod total necinstit. De reținut și faptul că Lisa Littman a constatat că 2/3 dintre tinerii victime de astăzi ale acestei noi și drăcești ideologii, tineri care reclamă zisa disforie de gen, au fost diagnosticați cu cel puțin o tulburare de sănătate mentală. Deci pe tinerii aceștia, să spui așa, mai slab de îngeri, pe aceștia îi prostește mai ușor sistemul că ei de fapt sunt altceva decât sunt. Aș mai introduce în discuție și un specialist în domeniu, doctorul Kenneth Zucker, profesor la Departamentul de Psihiatrie și Psihologie al Universității din Toronto, un redactor șef al unui jurnal științific numit Arhivele Comportamentului Sexual. Acest doctor Zucker a realizat studii de disforie de gen la copii și adolescenți bazate pe experiența sa clinică de mai bine de 40 de ani, devenind o autoritate internațională în domeniu cu peste 250 de articole de specialitate publicate. În 2007 el a fost ales membru al Asociației Americane de Psihologie pe specializarea aceasta, identitate de gen. Iar în 2008 a fost numit președinte al Asociației Americane de Psihiatrie, elaborând în această calitate capitolele despre tulburări sexuale și despre identitatea de gen din manualul de diagnostic și statistică al tulburărilor mentale din anul 2012. Acest manual de diagnostic e de fapt considerat Biblia psihiatrilor. De-a lungul practicii sale, Zucker a tratat mai bine de 500 de copii preadolescenți cu zisa disforie de gen, care nu se simțeau confortabili în trupurile lor, date de Dumnezeu, ajutându-i să-și accepte identitatea de gen primită la naștere. Deci să nu facă zisa tranziție spre celălalt sex și să se mutileze. Pe scurt, doctorul Zucker este unul dintre cei mai reputați specialiști în disforie de gen la nivel mondial, fiindcă până în decembrie 2015, fiind până în decembrie 2015 directorul clinicii pentru identitate familială și de tineret din cadrul Centrului de Dependență și Sănătate Mentală din Toronto. Însă în iunie 2015, Parlamentul din Ontario a adoptat o lege, legea 77, care, și vedeți, te gândești, cine comandă astfel de legi total străine de firescul omului? Dar asta e o altă poveste. Așadar, Parlamentul a aprobat legea 77 cu titlul Afirmarea identității sexuale și a identității de gen, care interzice terapia reparativă de conversie practicată de Dr. Zucker. Adică, dacă un copil se duce la un psiholog și îi spune de aceste probleme, legea îi interzice psihologului să-l ajute să se simtă bine cu sexul dat lui de Dumnezeu și cumva îl face să zică, da, băiete, dacă tu simți că vrei să faci tranziția de gen, e foarte bine, noi te ajutăm. Deci vă dați seama ce lege diabolică care își distruge proprii cetățeni. În plus, faptul că explicit sau implicit doctorul Zucker susținea că persoanele transgender suferă de afecțiuni mentale, îl transformase într-un inamic public al acestor grupuri de interes care flutură steagul curcubeu. Astfel, practicile sale de a învăța pe copii să fie mulțumiți cu genul lor biologic, dat de Dumnezeu, au fost etichetate drept dezumanizante. Vă dați seama unde s-a ajuns. Deci omul ăsta care a spus, mă, tu e normal să te simți bine în trupul tău, că așa ți l-a dat Dumnezeu. Și căuta să-i convingă pe acei copii să îi liniștească. Și iată, au etichetat aceste practici ca fiind dezumanizante. Poate nu-i dezumanizant să-i bagi în cap tâmpenii că el de fapt stai, că de fapt are sexul greșit. De exemplu, Dr. Zucker îi încuraja pe părinți să le ofere copiilor jucării și haine adecvate anatomiei lor. Crima sa fiind în principal aceea că cerea să-i ajutăm pe copii să se simtă comozi în trupurile lor, date de Dumnezeu.
mai degrabă decât să fie supuși acestui proces monstruos de zisă tranziție de sex. Clinica în care lucra doctorul Zucker a rezistat ferm ani de zile împotriva acestui curent ideologic. Însă în dimineața zilei de 15 decembrie 2015 a fost chemat din concediu pentru o întâlnire cu angajatorul său, care printr-un interpus de la resurse umane l-a informat că este concediat. Mai mulți s-au prezentat niște pliante care îl informau cum să-și găsească un alt loc de muncă. Și asta după o carieră de 40 de ani și după ce acest om era cel mai titrat în domeniu. Odată cu concederea lui Zucker, a fost închisă și clinica. Vedeți ce înseamnă industria, banii, industria aceasta a schimbării de sex. Au măturat tot, au mers probabil la angajatorul lui, i-au dat o sumă foarte mare de bani, a zis concediază-l pe ăsta și închide clinica, că îți dăm noi câștig mult mai mult decât faci tu cu clinica asta pe nu știu câți ani. Pentru activiștii transgender din America și din toată lumea, concederea lui Zucker și închiderea clinicii au însemnat o victorie spectaculoasă. Însă pentru Zucker și colegii săi nu a însemnat decât o imixtiune grosolană a politicului, de fapt a ideologicului în numele căruia acționează politicul, pe terenul științei. Spitalul în care activa clinica a fost supus unor uriașe presiuni politice și desigur probabil și șantajului în umbră și amenințării. Și desigur unor presiuni financiare, unor au fost tentați financiar. În urma căreia o problemă științifică vitală, nu doar pentru tinerii cu disforie de gen, dar și pentru orice părinte a ajuns să fie rezolvată de activiști politici ideologici. Deci, iată, n-au mai lăsat problema să o rezolve oamenii din domeniu, specialiștii, ci au rezolvat ei ideologii. Vă amintiți activiștii de partid care mergeau prin fabrici și uzine și pe câmpuri și dădeau prețioase indicații cum să crească acea producție, deși ei erau analfabeți în domeniile respective. Exact asta se întâmplă și acum, în vremea neocomuniștilor. Însă ceea ce a pățit Zucker, a pățit și Jordan Peterson, doar că acum cei care acționează numele ocultei au mers și mai departe. Jordan Peterson scria în articolul citat mai sus: joi, încercarea mea de a mă apăra la Curtea Supremă de Justiție împotriva ideologilor și tiranilor meschini care ocupă acum atât de multe poziții de autoritate în Canada, a luat sfârșit. El a pierdut procesul, sunt încă, spune el, sunt încă psiholog autorizat în Ontario și am fost cândva profesor titular de psihologie la Universitatea din Toronto. În 2016, ambele ocupații au luat practic sfârșit, când am avut îndrăzneala să mă opun legislației idiote adoptate de prim-ministrul nostru Justin Trudeau, cel mai prost lider pe care l-a avut vreodată Canada și un concurent pentru cel mai prost din lumea occidentală. Compatrioții săi moralizatori au decis atunci că este o idee bună să modifice însăși definiția sexului și să oblige în același timp pe toată lumea să accepte această redefinire sub pedeapsa legii, prin frică. Proiectul de lege, care este numit C-16, nu este decât o legislație pentru copii de 3 ani cu probleme ideologice. Adică, vă dați seama, pe copiii aceia de 3 ani deja îi zăpăcesc cu asta. Îi îmbracă pe băieți în fuste, pe fete le îmbracă în pantaloni și îi zăpăcesc de cap, le dau jucării de la sexul celălalt. Și el scrie mai departe, este o prostie de nedescris, deoarece numai un prost ar presupune că a critica alegerea vestimentară, de exemplu, a unui bărbat de 40 de ani cu copii, care decide în ciuda familiei sale că este de fapt o femeie. Acesta este un fel de ministru al sănătății acum în Statele Unite. Acesta a fost căsătorit, a făcut 2 copii și acum el s-a sucit, a zis, domnule, eu de fapt mă simt că sunt femeie. Și acolo în Statele Unite, pentru că de acolo pornește Babilonia aceasta drăcească ideologică, au zis, l-au pus acolo ministrul al sănătății. Deci ăsta nu-i sănătos nici la cap, nici în alte feluri. Și pe ăsta l-au pus ministrul sănătății acolo în Statele Unite. Vedeți? Vedeți cum merg lucrurile. Deci astfel de oameni sunt puși în funcție, care poartă acum rochie și ciorap de nylon pentru plăceri sexuale și zice el, spune el, numai un prost ar presupune că a critica alegerea vestimentară a un astfel de individ are ceva de a face cu rasismul care i-a condamnat pe negri din sudul Statelor Unite la soarta lor. Deci cumva, dacă el vine și critică toate aceste ciudățenii, el atunci e acuzat de faptul acesta că e rasist, care practici dezumanizante.
Dar am devenit atât de proști în Canada, în timp ce ne inversăm tradițiile și ne pervertim sistemul juridic. Vedeți, asta se întâmplă global. În toate țările se urmărește treaba aceasta. În toate țările sunt găsite cozi de topor care se fac aceasta. Și la Universitatea în București este un bărbat acolo care merge în fustă și predă cursuri studenților. Am spus public că aș prefera să putrezesc în închisoare decât să folosesc pronumele care mi se cer de către oameni prea proști pentru a înțelege ce fac. Oamenii aceștia le-au băgat în cap că, uite, dacă ei nu sunt nici bărbați, nici femeie, ei pot să și alte pronume. Și pe tine te obligă prin lege să le spui după pronumele acelea ale lor. Știți, care nu mai sunt el și ea, ci inventează el un fel de la Z sau nu știu cum îi mai spune, și tu cumva te obligă legea să le spui pe acele pronume. Pentru că altfel tu îi discriminezi. Am putut vedea clar ca lumina zilei unde se îndreaptă toată această idioțenie. Le-am spus proștilor aroganți din Senatul Canadian, și ceea ce spune Jordan Peterson se potrivește pe toate meridianele, deci le-am spus proștilor aroganți din Senatul Canadian, care au fost o adunătură ostilă și disprețuitoare, că confuzia tinerilor cu privire la identitatea lor sexuală va duce la o epidemie de disforie de gen în rândul femeilor tinere, și exact asta s-a întâmplat. Adică dacă tu le spui mult timp o chestie tinerilor, tinerii îi cred pe cei mari și el chiar ajunge să creadă că e așa cum i-ai spus tu. Cu toate acestea, în visele mele cele mai nebunești, nu aveam imaginația răului pentru a prezice ce altceva va urma să se întâmple. Chiar habar nu aveam că o hoardă de chirurgi va apărea pentru a mutila și steriliza copiii, adesea autiști, homosexuali sau marginalizați, în limbajul îngrozitor al stângii progresiste. Dacă poți impune acceptarea faptului că un bărbat poate fi femeie doar spunând acest lucru, atunci tot felul de minciuni devin nu doar acceptabile, ci și obligatorii. Ați văzut la Păgâna Olimpiadă de la Paris și la alte întregeri sportive cum bărbați concurează la probe de femei pentru că ei se simt femei. Și atunci la box sau, eu știu, la alt sport acolo, e o luptă total inegală. Dar această ideologie s-a aplicat și ați văzut rezultatele. Eu folosesc social media, spune Peterson, în mod regulat. Am literalmente zeci de milioane de oameni care se abonează la diferitele mele canale și sute de milioane care ascultă și urmăresc videoclipurile mele de pe YouTube și derivatele lor. Am folosit aceste canale pentru a-mi exprima gândurile cu privire la astfel de chestiuni legate de sex și gen, criticând ideologii care își practică meseria malefică asupra celor mai vulnerabili membri ai societății. Păi copiii și tinerii sunt cei mai vulnerabili și mai ales și asupra acestor copii care sunt și slabi psihic. Pe aceștia îi prind în cursă, că dacă un părinte cât de cât își educă copilul, nu pot ei să îl reformeze, să îl reeduce cum vor ei. Consider că transing-ul, acesta, schimbarea de sex, tranziția aceasta spre celălalt sex al minorilor, este în primul rând o crimă împotriva umanității și în al doilea rând cea mai gravă crimă morală pe care au comis-o vreodată comunitățile medicale. Deci sunt de vină și politicienii, de fapt cei care manipulează pe politicieni, dar sunt de vină și medicii că acceptă să facă așa ceva. Am făcut cunoscute aceste opinii, nu în ultimul rând, pe Twitter, unde m-am opus, începând din 2016, măcelarilor trans, care își afirmă genul, adică celor care își mutilează organele genitale, și artiștilor și actrițelor care îi ajută și încurajează. Vedeți, artiștii și actorii sunt idolii tinerilor. Și atunci aceia primesc sume foarte mari de bani și atunci aceia îi indoctrinează pe copii în sensul acesta, încurajează spre zisa tranziție spre celălalt sex. De asemenea, am folosit această platformă pentru a scuipa câteva cuvinte batjocoritoare la adresa prim-ministrului Trudeau, care în calitate de cel mai scandalos, incompetent și analfabet economic prim-ministru din istoria acestei țări, a meritat-o din plin. Am spus câteva lucruri destul de nepoliticoase despre fostul său șef de cabinet, despre un consilier din Ottawa, care nu s-a putut abține să răspândească minciuni sfruntate despre convoiul libertății. Știți, când au făcut camionagii acea grevă în vremea Carcalacului 19 sau Carcalacului 1984, mai bine zis.
Am vorbit cu Joe Rogan, care este fără îndoială cel mai influent jurnalist din lume. A fost invitat în studio de televiziune despre minciunile apocalipsei climatice, care insistă că există prea mulți oameni pe planetă și că descreșterea populației și dezindustrializarea sunt singurele soluții acceptabile. Eu nu cred nimic din toate acestea. Cred că este un set de minciuni josnice spuse de cei care urăsc umanitatea și nu se vor opri de la nimic pentru a reglementa absolut totul, adică elita globalistă satanistă. Nimic nu este prea neînsemnat pentru ca moralizatorii demenți ai stângii verzi progresiste să reglementeze, să controleze totul sub pretextul salvării planetei. Au existat unele persoane în lumea largă care au obiectat la tweet-urile mele. Colegiul Psihologilor din Ontario are un portal de reclamații convenabil pe site-ul său pe care oricine oriunde îl poate folosi pentru a informa și a se plânge despre comportamentul meu și altor psihologi, din orice moment, în orice moment, din orice motiv. Acest lucru e valabil indiferent dacă au fost sau nu aceia unii dintre clienții mei. Așa. Deci știți cum era? Ca pe vremea comuniștilor. Știți, venea câte unul și te ducea și se ducea la securitate și informa pe aceea despre tine, că tu ai făcut cine știe ce. Și securitatea venea te sălta că tu ești un trădător, că tu ai făcut cu tare și cu tare lucruri, erai denunțat. Vedeți și acum se fac acolo pe site-ul colegilor psihologilor Ontario fel de fel de zise denunțuri din aceștia. Știți? Și spune el mai departe, toți acești oameni din zona asta, din păcate, toți acești experți care conduc acest domeniu, spune el, sunt niște histrioni, sunt niște măscăriși, niște ipocriți, niște narcisiști antisociali care folosesc bârfa și distrugerea reputației pentru a-și croi un drum destructiv prin propria viață. Vedeți, despre Jordan Peterson a auzit-o globul pământesc. Cum am spus, are cărți traduse în 50 de limbi. Acei măscăriși de la Colegiul Psihologilor, auziți cineva de vreunul, puteți să-mi dați un exemplu, cine face parte din Colegiul Psihologilor Ontario? Habar n-avem, sunt niște iluștri anonimi. Și atât aceia sunt puși să dea peste picioare și să-i faulteze pe acești oameni de valoare care spun adevărul. Așa că și-au depus plângerile pe cale electronică, fără niciun cost pentru ei, fără niciun risc de expunere publică și în detrimentul meu. Colegiul Psihologilor din Ontario este obligat să investigheze fiecare plângere, indiferent cât de banală sau de fals motivată, și apoi să decidă ce să urmărească. Din nefericire, acest organism, Colegiul Psihologilor, a fost de asemenea preluat de aceleași tipuri ideologice și astfel au decis să-mi ține licența clinică ostatică. Deci, iată, vedeți, deocamdată a dispărut ca profesor universitar și acum au zis, domnule, pentru că ai atâtea plângeri de la fel de fel de clienți, atunci noi deocamdată suspendăm dreptul tău de a practica psihologia clinică, de a fi clinician, de a lua oameni. Deci omul acesta, eu, din punct de vedere al profesorului profesional, nu știu dacă există 2-3 de valoarea lui întreaga lume și de capacitatea lui. Și iată, la zisele plângeri de acolo au luat atitudine și deocamdată au zis să-i suspende licența clinică, încercând să-mi distrugă reputația și supunându-mă unor cheltuieli juridice enorme. Deci el s-a judecat cu statul canadian și spunea, am cheltuit deja mai mult de $1,000,000 pentru a mă apăra. Vă dați seama, deși și-a luat probabil cel mai bun avocat în zonă și tot a pierdut procesul. Deci am cheltuit mai mult de $1,000,000 pentru a mă apăra. Și luați în considerare stresul, interferența cu mijloacele mele de trai, tulburarea adusă familiei mele, toate acestea la un loc. De aici seria de plângeri care au fost susținute de acest consiliu încântător în ghilimele și chiar după insistența mea că toate acestea sunt motivate politic, culminând cu decizia colegiului, și aici urmează ceea ce e interesant, culminând cu decizia colegiului de a mă supune unei reeducări pe termen nedefinit pe cheltuiala mea. Deci iată, vedeți lui Zucker, pe Zucker l-au dat doar afară, au zis, domnule, nu mai poți profesa, gata, închidem clinica. La el am mers mai departe, i-au blocat, i-au suspendat licența de clinician și au zis, domnule, acum dacă vrei să te mai întorci cândva, să mai practici psihologia clinică, trebuie să te supui unei reeducări pe termen nedefinit pe cheltuiala ta, reeducare realizată de unul dintre acești așa numiți experți în social media, care de fapt nici nu există ca și categorie, până voi învăța lecția pe care trebuie să o învăț, care presupun că este să îmi țin gura.
Vedeți? Deci el să fie reeducat de unul dintre amărâții aceia, care poate au fost elevi, sau care nu ajung nici la, genunchiul broaștei pe lângă el. Și iată, el acum trebuie să urmeze ridicarea. Și el spune, m-am opus unui astfel de tratament arogant și motivat ideologic din partea unei adunături acuzatoare anonime și capturate ideologic. Și mi-am înaintat obiecțiile de la Curtea de Apel Provincială, deci a pierdut procesul acolo, mai apoi până la Curtea Supremă, care a făcut același lucru pe 8 august, adică i-a dat cuflit, adică l-a scos pe el vinovat. Acum sunt supus procesului de reeducare și nu mai am nicio cale de atac. Habar nu am cum se va desfășura această înșelăciune, această șaradă ideologică. Cine mă va învăța? Ce ar trebui să învăț? Omul ăsta să știe tot. În zona psihologiei, psihiatriei, omul acesta e un super dotat. Și atunci cine vine gâgă, cu tare gâgă de acolo, de la Colegiul Psihologilor, să-l învețe, să-l reeduce? Ce ar trebui să învăț? Totul este însă inventat de procurori subterani care își promovează agenda ideologică, deci agenda aceasta a elitei globaliste, sataniste. Unde se va ajunge, nu vă pot spune, dar vă pot spune asta. Canadienii au din nou în față o alegere foarte grea. Curtea Supremă a decis în esență, sau mai exact nu și-a asumat responsabilitatea și a decis implicit că mult lăudata Carta Drepturilor și Libertăților poate fi complet ignorată de organismele de reglementare care acordă licența profesioniștilor în Canada. Deci există două concluzii care trebuie trase în urma acestei decizii. Prima este că Carta Drepturilor și Libertăților însăși nu valorează nici cu hârtia pe care este scrisă. Pe atunci de ce s-a mai făcut? De ce se clamează? Uite, la noi e o mare democrație. Dar iată, democrația, în zisa democrație, Cartea Drepturilor și Libertăților nu mai funcționează. Dacă birocrații de nivel relativ scăzut îi pot suspenda cele mai importante dispoziții, mai mult sau mai puțin, după bunul plac, este un document lipsit de orice forță reală. Mai gravă însă este consecința clară pentru profesioniști și pentru cei pe care îi deservesc în Canada. Și aici atenție la acest lucru, că acest lucru va trece oceanul și la noi. Concetățenii mei, acum este o cerință legală în statul vostru trist ca avocații, inginerii, profesorii, medicii, psihologii, asistenții sociali care vă servesc, adesea în momentele care aveți cea mai mare nevoie, să vă mintă pentru a se asigura că nu transgresează, nu încalcă ipotezele ideologice ale celor care flutură steagul stângii radicale. Altfel spus, tu te duci, de exemplu, cu copilul tău la psiholog. Copilul tău are o disforie de gen. Și tu te duci cu el acolo sperând că acest psiholog îl va duce pe calea cea bună, ca acel copil să-și vină în fire și să fie ceea ce a dat Dumnezeu să fie. E acela, dacă se instaurează această ideologie de gen, ca lege, acela se va teme să-i spună, copile, uite, trebuie să corectez cu tare, să rămâi firescul tău. Acela, știți ce va face? Va spune de frica aceea autorităților, va zice, domnule, e bine ce simți. Dacă tu simți că trebuie să faci tranziția de gen spre celălalt sex, atunci s-o face foarte bine, noi te susținem. Deci, vedeți, asta e costul. Deci, dacă noi, populația, acceptăm astfel de legi, pe atunci oamenii care sunt puși să ne ajute, ei nu ne vor ajuta, cei de frica acestor legi, vor acționa în același fel, pentru ca să nu meargă și ei pe calea lui Jordan Peterson, adică să li se suspende licențele de funcționare ca medici, ca psihologi, sau ca avocați, sau mai știu în care domenii. Așadar, spune el, acest lucru este valabil pentru toate categoriile, și cel mai mult spune pentru medici care vor fi acum mai predispuși să castreze, să taie sânii, să sterilizeze atunci când copiii se prezintă cu confuzia tipică adolescenței. Astfel, fie Jordan Peterson este un furnizor neserios de fantezii paranoice și pe deasupra nepoliticos, fie întregul partid liberal, Justin Trudeau, întreg sistemul de învățământ superior și de învățământ subuniversitar, a devenit unul în care nu mai poți avea încredere, spune Jordan Peterson. Și e foarte clar cum stau lucrurile. Este mult mai ușor să crezi prima variantă, adică că Peterson e un paranoic, e un conspiraționist. Pentru că, vedeți, lumea, în general, nu se documentează. Lumea, în general, ascultă buletini de știri de la radiourile cu care merge pe mașină. Ori acelea toate sunt ale sistemului. El nu mai are alte variante. Și atunci, dacă acolo el denigrat, dacă vedeți, mass media a zis, uite, Jordan Peterson a pierdut procesul cu tare și a pierdut licența și a pierdut postul de profesor universitar acolo.
Știți? Și atunci lumea, dacă ascultă aceea, uite, bine a făcut, uite, omul acesta nu e ceea ce trebuie să fie. De aceea am spus că trebuie mereu să ne informăm și din alte surse, să nu ascultăm bezmedici, numai mass media oficială. Da. Așadar, și vedeți aici, el pune punctul pe ei, spune așa. Din păcate, ipoteza aceasta e crezută ca adevărată de oameni, că el e conspiraționist, că e paranoic. Nu fac decât să spun public ceea ce toți colegii mei, lași, fricoși și mincinoși, știu foarte bine că e adevărat. Cu toate că toate prostiile astea cu afirmarea genului nu sunt decât o minciună murdară și periculoasă. Că majoritatea covârșitoare a copiilor cu așa numită disforie de gen vor trece de ea până când vor deveni adulți. De la sine. Și că reacția corectă la o astfel de confuzie este acțiunea cu cele mai puține daune. Adică să-l consiliezi psihologic, să-l ajuți să înțeleagă că el trebuie să fie ceea ce a dat Dumnezeu să fie. Asta are cele mai puține daune și acesta e firească. Răspunsul corect este orice altceva în afară de transformarea identității, blocarea pubertății, intervenții hormonale și proceduri chirurgicale grote și brutale, care sunt mult prea des recomandate de cei care trebuie să știe mai bine și probabil că știu, dar le e frică. Deci vedeți cum și-a numit colegii săi. Lași, fricoși și mincinoși. De ce? Ca să nu-și piardă postul, ca să nu-și piardă privilegiile și atunci ei preferă să mutileze copiii și psihologic și biologic, doar ca ei să se mențină acolo pe posturi. Deci fricoși, lași și mincinoși. Ori dacă suntem așa toți, pe atunci legile alea se vor impune peste tot. De ce sunt toți profesioniștii, psihologi, avocați, medici, de acord cu această nebunie? De ce? Din această lașitate și din faptul de a nu-și pierde privilegiile. Pentru că nu vor să sufere aceea soartă. Vedeți, oamenii aceștia nu cred în viața veșnică. Dacă tu ai crede în viața veșnică și că te duci în fața lui Dumnezeu și dai răspuns pentru tot ce ai făcut pe pământ, atunci tu cum să mai mutilezi cu acei copii? Cum să-i spui acelui copil că e bine ce simte el să facă tranziția spre celălalt gen? Deci acești oameni, spune, nu vor să sufere aceea soartă ca și mine, pierderea locului de muncă, pierderea dreptului de practică, încurcături juridice complexe, stres sever, cheltuieli financiare nesustenabile, lucruri care au afectat clar toată familia mea. Așa că toți aceștia, psihologi, avocați, medici, mint cu nerușinare pentru a se asigura că propunerile demente ale radicalilor de stânga pot rămâne necontestate, iar ideologia lor distructivă și din ce în ce mai mortală își poate continua propagarea prin intermediul instituțiilor noastre. Și asta se va întâmpla și la noi. Doar, e o chestie doar de timp. Iată unde ne aflăm, pentru a reitera, deci trage o concluzie Peterson, la 8 august 2024, Curtea Supremă a hotărât că profesioniștii care își desfășoară activitatea în Canada nu se pot baza pe Carta Drepturilor și Libertăților. Dacă profesioniștii nu-și pot spune părerea, nu numai că nu-și pot face treaba, dar soarta lor o indică pe a dumneavoastră. Adică, dacă acest lucru, deci dacă avocații, medicii, psihologii, inginerii, alte persoane licențiate cu înaltă calificare trebuie să mintă pentru a-și menține statutul, pentru a-și asigura mijloacele de subzistență, pentru a-și menține reputația, pentru a scăpa de mâna lungă și din ce în ce mai coruptă a legii, ce vă face să credeți că aveți vreo șansă de a vă menține o relație cu adevărul? Adică va trebui și voi să mințiți, să vă prefaceți, precum era și pe vremea comuniștilor. Toată lumea se prefăcea că partidul știe pe toate, că partidul are un candidat unic pe care trebuie să-l aplaude toți, să îi se închine toți. Deci, dacă acestor oameni le fac aceasta și obligă, pe atunci noi ceilalți vom păți tot la fel. Din punct de vedere practic, pecuniar, nu am niciun interes. Adică acest Peterson face bani din YouTube, face bani din cărți, din interviuri pe care le dă. Foarte mulți bani face de acolo. Odată chiar l-am ascultat un interviu și l-a întrebat cineva, cât primești pentru un astfel de interviu? Nu mai țin minte, dar era o sumă foarte, foarte mare. Deci spune, din punct de vedere practic, pe cunerul n-am niciun interes. Eu ceea ce am expus, nu sunt pionul nimănui. Aș putea să fug în Statele Unite, o alternativă din ce în ce mai tentantă, sau să spun colegiului psihologilor să se ducă la băieții de la subsol, adică i-am jurat. Și să renunț la licența profesională pe care îmi este din ce în ce mai rușine să o am, având în vedere lașitatea uimitoarea compatrioților mei. Deci a zis, mi-e rușine că sunt psiholog, pentru că iată, toți colegii mei psihologi sunt niște lași, niște supuși sub papucul sistemului.
și pe care nu o folosesc în niciun caz pentru că a lucra cu psihologi, ca psiholog practicant, a devenit ceva de neconceput pentru mine. Dar în schimb am de gând să urmăresc acest proces vrednic de dispreț, de reeducare, e vorba de procesul lui de reeducare, până la sfârșitul său absurd. Am de gând să aflu ce fel de persoană se va prezenta să mă reeduce. Am de gând să văd ce constrângeri sunt impuse mișcărilor mele și limbii mele în timp ce toate acestea se desfășoară și am de gând să le fac cât mai publice posibil. Vedeți, e singura lui armă care mai rămâne, pentru că lor le e frică de opinia publică. Omul acesta acum are milioane și milioane de vizualizări, aceștia se tem de ceea ce spune și clar caută să-i închidă gura. Dar între timp, concetățenii mei, ar trebui să vă gândiți, să vă treziți din somn. Canada de astăzi nu mai este ce a fost nici în urmă cu 20 de ani, nici măcar cu 10. Iar noua sa configurație nu este una care să vă aducă beneficiile cu care v-ați obișnuit, lucru valabil în tot Occidentul și la noi. Trăim acum într-o țară, nu în ultimul rând, grație acestui proiect de lege de care am spus C16, despre care v-am avertizat, în care este potențial ilegal să insiști că un bărbat e bărbat, iar o femeie e femeie. Sau să te opui castrării și mutilării copiilor. Deci tu ajungi să fii băgat la pușcărie dacă susții asta. Trăim acum într-o țară în care guvernul federal se află în esență în opoziție cu motorul economic al țării. Știți cum era și pe vremea comuniștilor cu PCR-ul? Ei erau specialiști în toate, ei habar n-aveau de ce înseamnă economia reală. Suntem mai sărași decât verii noștri americani. Costurile noastre imobiliare au scăpat de sub control. Frontierele noastre sunt deschise. Vedeți, aceeași politică peste tot. Aceeași politică intenționa să practică această migrație, să amestece populație, să le întărâte între ele și ei să-și facă planurile, tu fiind concentrat pe luptele acelea intestine cu nou veniții. Așadar, vedeți, aceeași politică. Frontierele deschise. Liderul nostru este un narcisist juvenil, adică are mintea unui copil. Finanțele noastre sunt un dezastru, iar Carta Drepturilor și Libertăților nu merită cerneala care a fost vărsată pentru elaborarea ei. Aici se încheie articolul lui Peterson. Dacă cu această personalitate mondială au îndrăznit să procedeze astfel, trebuie să ne fie foarte clar că noi vom avea parte de lagările de reeducare, de un nou Pitești, doar că unul tehnologizat, global, digital. Îți vin în minte cuvintele lui Iisus de pe drumul crucii, adresate femeilor din Ierusalim. Dacă fac acestea cu lemnul verde, cu cel uscat, ce va fi? Însă toate acestea sunt posibile pentru că majoritatea oamenilor din funcții, indiferent că asta e, că din funcții publice, indiferent că e poliție, că e armată, că ce să mai vorbim, servicii de informații și altele, toți sunt niște lași, niște poltroni, niște lipsiți de simțul demnității și al onoarei. Chesterton avertiza, nu dărâma niciodată un gard până nu știi motivul pentru care a fost pus. Vedeți, fiii tatălui minciunii și ai răzvrătirii au dărâmat gardul, hotarul de taină pe care l-a pus Dumnezeu în ce privește, să spunem, și sexualitatea noastră, biologia noastră. Și au instalat propriul lor gard, propriul hotar pe care noi să nu-l trecem. Iată, de exemplu, ei acum au proiectul cu orașul de 15 minute, să nu mai ieși decât la 15 minute de locul în care viețuiești. Au venit cu ideologia verde, ne-au pus aici hotare. N-ai voie să mai mănânci nu știu câtă carne, n-ai voie să mai crești nu știu ce animale. Ideologia climatică, la fel, ideologia alimentară, de gen. Toate acestea sunt garduri pe care le-au pus ei, nu Dumnezeu. Dacă nu ne învingem frica și lașitatea, dacă nu ne trezim simțul demnității și al onoarei și nu vom dărâma aceste garduri, ele se vor ridica tot mai mult, precum zidurile din poemul lui Cavafis, până vom ajunge să nu mai vedem cerul. Coșbuc avea dreptate, nu-i tot una leu să mori sau câine înlănțuit. Iar acum asta ne fac câini înlănțuiți digitali. Solzhenitsyn relatează despre o conferință raională de partid în regiunea Moscova, era în vremea lui Stalin. Apare, deci o ședință acolo de partid, este condusă de nou secretar al Comitetului Raional, instalat în locul celui vechi, arestat. La sfârșitul conferinței este adoptat o telegramă prin care se exprima devotamentul pentru tovarușul Stalin. Firește, tot se ridică în picioare, la fel cum săreau în sus și în cursul conferinței, de câte ori era pomenit numele lui Stalin. În micuța sală izbucnesc aplauze furtunoase care se transformă în ovații. 3 minute, 4 minute, 5 minute de aplauze, tot furtunoase și care se transformau mereu în ovații. Însă,
au început să doară palmele, au început să amorțească brațele ridicate, oamenii în vârstă încep să se sufoce, totul devine nesuferit de stupid, chiar și pentru cei care, sincer, îl adoră pe Stalin. Totuși, cine va fi cel din tâi care se va opri? Vedeți, toți aveau frică. Cum să mă opresc eu din bătut din palme, că atunci zic ăștia că sunt trădătorul lui Stalin, că îl urăsc pe Stalin? Și atunci, de frica aceea, nimeni nu se oprea din bătut din palme. Deși totul devenise absurd, stupid. Totuși, cine va fi cel din tâi care se va opri? Asta poate să o facă secretarul Comitetului Raional, care stătea la tribună și tocmai citise telegrama cu pricina. Dar el este nou, el este în locul celui întemnițat. El însuși se teme, căci aici, în sală, se află și agenții NKVD, a serviciilor secrete. Ei vor nota cine va înceta primul să bată din palme. Și aplauzele în mica sală obscură continuă, fără ca marele conducător să știe. 6 minute, 7 minute, 8 minute, toți sunt morți de oboseală, sunt aproape leșinați, însă nu pot să se oprească până ce nu vor cădea loviți de infarct. Adică au zis, băi, mai bine să pic de pe picioare când aplaud decât să mă opresc primul, pentru că mă trimit ăștia în lagăr, agenții. În fundul sălii, la înghesuială, se mai putea trișa un pic. Se poate bate mai rar, mai încet, nu atât de frenetic, nu cu așa intensitate, dar în prezidiu, în văzul tuturor. Acolo se afla directorul fabricii de hârtie din localitate, un om puternic și independent. Acesta, înțelegând toată această situație falsă și fără ieșire, aplaudă și el. Minutul al 9-lea, minutul al 10-lea. El privește melancolic spre secretarul Comitetului Raional, însă acesta nu îndrăznește să se oprească. Este o nebunie, nebunie generală, uitându-se unul la celălalt, fără prea mare speranță, dar cu chipurile pline de entuziasm, vă dați seama, entuziasm fals, tot era o fățărnicie. Conducătorii raionului vor aplauda până ce vor cădea, până ce vor fi scoși pe targă, dar nu se vor opri din aplaudat. Însă chiar și atunci cei rămași nu vor tresări. Și directorul fabricii de hârtie, în minutul al 11-lea, adoptând un aer preocupat, se lasă pe scaunul său din prezidiu. O minune! Unde a dispărut acel entuziasm general, impetuos și nedescris? Toți deodată, la aceeași bătaie de palme, se oprește și se așează pe scaune. Sunt salvați! Iată că s-a găsit până la urmă unul mai breaz. Ca să vedeți totuși cum sunt recunoscuți oamenii cu spirit independent. Și tot așa sunt scoși din circulație. În aceeași noapte, directorul fabricii a fost arestat. S-a pricopsit foarte lesne cu 10 ani, dar cu totul alte motive. Însă după ce și-a pus semnătura pe procesul verbal final al anchetei, anchetatorii aduce aminte. Și să nu te mai oprești niciodată primul din aplaudat. Adică, vedeți, el sigur că a făcut niște matrapazlâcuri financiare acolo la fabrică, fiind director, dar acele au fost observate de mai marii lui și au fost notate de cei din serviciile de informații. Și iată, ei le-au ținut acolo la dosar și când a venit momentul, când el s-a oprit în aplaudat, au scos dosarul. Așa e cu toți oamenii politici și, din păcate, nu doar în România, peste tot în această lume. Așadar, i-a zis, și vezi să nu mai îndrăznești odată după cei 10 ani de pușcărie care îi faci, te întorci la un loc de muncă, să nu îndrăznești să te mai oprești din aplaudat. Vedeți ce lume pe dos, vedeți dacă suntem lași, vedeți dacă nu le spunem în față. Stalin era numit tătucu, era numit sfânt, era făcut sfânt Stalin, criminalul acesta. Și vedeți, dacă nu ai curajul să spui adevăr, dacă nu ți asumi acest lucru, iată, ajungi un aplaudac dintre acesta, care aplauzi până faci infarct. Vedeți, dacă asta se întâmpla pe vremea comuniștilor marxiști, ce credeți că se va întâmpla pe vremea neomarxiștilor, a neocomuniștilor de acum? Nu ai decât două variante. Fie să nu te mai oprești niciodată din aplaudat, fie să nu te mai oprești niciodată din rugăciune. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.